bucătăraș, hai să te învăț să faci un snack rapid. Fiecare dintre noi a savurat sărățele în nenumărate feluri. Cu susan, cu mac, cu cașcaval și nu numai. Azi îți prezint preferatele mele. Pentru această rețetă ai nevoie de aluat de foietaj, 3 gălbenușuri de ou, parmezan și semințe de chimen după pofta inimii. Pune aluatul de foietaj pe un tocător cu puțină făină și taie fâșii din acesta în funcție de cât de lungi dorești sărățelele. Răsucește-le și așează-le pe fiecare în parte într-o tavă cu hârtie de copt. Bate gălbenușurile cu un tel și unge sărățelele. Presară parmezan ras și semințe de chimen pe deasupra. Introdu tava în cuptorul încins în prealabil la 190 de grade Celsius. Scoate-le în momentul în care au devenit brun-aurii. Merg de minune ca snack alături de o bere, de o supă cremă sau de o cremă de brânză. Și dacă mai ai întrebări sau alte rețete pe care vrei să ți le pregătesc, lasă-mi comentariile tale mai jos. Pa, bucătăraș! Până data viitoare, nu uita să te abonezi, să dai like paginii de Facebook sau să mai cotrobăi printre celelalte rețete.